Șahmat! Ana Maria Prodan reacție subliminală după ce afla că Laurențiu Reghecamp va avea un băiețel cu iubita lui Corina. Laurențiu Reghecamp și Corina Caciuc sunt în culmea fericirii. Cei doi îndrăgostiți au aflat sexul copilului pe care îl așteaptă. Antrenorul celor de la Universitatea Craiova va fi tată de băiat pentru a treia oară. Graviduța lui Reghe este însărcinată în aproape 12 săptămâni și, așa cum este recomandat de medici, efectuează ecografiile de morfologie specifice fiecare etape a sarcinii. Bebelușul mult așteptat se va naște în luna mai a anului viitor. Cel mai recent control medical efectuat de Corina i-a îndeplinit visul lui Reghe. Sunt șanse de 80% ca bebelușul din pântecul iubitei sale să fie băiat, întocmai cum Laurențiu Reghe cam și-a dorit. Desigur, medicii se vor putea pronunța cu o precizie de 100% abia după efectuarea testului ADN pe baza celulelor prelevate din sângele matern. Iar acest lucru se va întâmpla peste câteva zile. Poate tot atunci se vor hotărî și asupra numelui, căci deocamdată sunt indeciși. După o asemenea veste, Ana Maria Prodan a postat pe rețelele de socializare o fotografie cu ea jucând șah. Să fie oare acesta un mesaj subliminal pe care să îl transmită lui Laurențiu? Cert este că imaginea a strâns mii de aprecieri din partea utilizatorilor, dar și comentarii. Când gândești pozitiv și ai copii ca ai mei lângă tine, nu ai cum să nu ai putere. Ne ridicăm împreună, suntem mână în mână. Luăm lucrurile cum vin, trăim frumos și atunci când iubești un om, îl las să fie fericit. Alegerile noastre, dacă sunt ieftine, vei plăti scump. Cu siguranță, Laurențiu se va trezi și va analiza de unde a venit greșeala. Dacă se va trezi, nimeni nu va rămâne nepedepsit, nimeni care a fost în spate și care se bucură pe la terasele din București. Asta nu poate ști nimeni, reîmpăcare, cel de sus le-a rânduit să fie așa, a declarat Ana Maria Prodan într-o emisiune TV.